Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a cerut expulzarea de urgență a ambasadorului SUA la București. Date fiind ingerințele repetate în treburile interne ale țării mele, solicit expulzarea de urgență a ambasadorului Hans Klem. Nu e absolut deloc treaba ambasadorului Hans Klem, așa cum nu e în general treaba nici unui ambasador cum anume hotărâm noi să ne construim propriul cadru legislativ. Nu e treaba lui Klem în ce fel își desfășoară activitatea inspecția judiciară, a scris deputatul PSD pe pagina sa de socializare. Declarația a fost făcută în contextul în care ambasadorul SUA în România a atras recent atenția asupra derapajelor din justiție. Ce anume vă îngrijorează, domnule Clem? Faptul că vrem să avem un stat de drept adevărat și nu un pașalâc al acelor procurori în care a investit administrația Obama? Faptul că vrem să punem ordine în haosul judiciar controlat pe care l-a susținut frenetic pentru că va servit anumite interese? A mai scris deputatul PSD, iar criticile au continuat. În calitate de deputat al poporului român, vă spun răspicat că nu am de gând să tolerez atitudinea asta de guvernator de colonie, atitudine pe care ați afișat-o din prima secundă a mandatului de ambasador SUA la București. A mai scris acesta. Recent, Hans Klem a afirmat că schimbările recente din justiția română seamănă cu o întoarcere la începutul anilor 2000, o perioadă marcată de corupție.